fetițe, da. Așa divorț. Este, dar în definitiv cred că ține foarte mult de compatibilitate. Păi hai să vedem ce spun... și de dragoste, nu? Hai să vedem ce spun datele și ce spune mai ales lumea de pe stradă despre acest subiect în următoarele imagini. Totul pentru dragoste. Nu există o rețetă universală de fericire în doi. Există cupluri funcționale, chiar cu diferențe mari de vârstă între parteneri, așa cum întâlnim cupluri care nu sunt funcționale, iar diferența de vârstă este foarte mică. Diferența de vârstă nu ar fi o problemă dacă cuplul ar fi funcțional și dacă nu ar exista blamul social. De foarte multe ori, relația este funcțională, însă este influențată de mediul social sau de familie. Chiar dacă influența părinților și a amicilor poate exercita o presiune asupra partenerilor, specialiștii spun că șansele ca un cuplu în care există o diferență mare de vârstă să reziste nu țin decât de iubire, de motivația partenerilor și de țelurile comune, mai puțin de gura lumii. Am un partener cu 13 ani diferență și nu consider că ar fi o problemă. Și nu contează nici părerea celor din jur, de exemplu? Contează. Pentru unii, pentru mine nu contează. Cât e mai mare? Cu 20 de ani. Și nu a contat deloc. Nu. Potrivit psihologilor, cei care își doresc parteneri mai în vârstă caută modelul parental. Este recunoscut faptul că femeile caută în relație securitate, siguranță, relaxare, încredere. Atunci când aleg un partener mai în vârstă, au această senzație de bine, de împlinire, de liniște. Eu n-am, mă uit la băieți puțin mai mari decât mine, ea are mai multe de învățat, iar el întotdeauna cred că preferă ceva mai mic și mai drăguț. Însă s-ar putea să existe și un dezavantaj în cazul în care femeia își alege un partener mai în vârstă. Când femeia este mai tânără, am observat că relațiile sunt foarte frumoase la început. Au o energie și un entuziasm aparte. Însă după o perioadă, probabil că unul din parteneri obosește a depune efortul pentru a fi frumos. În varianta în care te afli de partea cealaltă a baricadei și cauți un partener mai tânăr, atunci se pare că dorești ca acesta să-ți aprecieze experiența de viață acumulată. În cazul în care femeia alege un partener mai tânăr, spunem că ea alege, dar nu este sigur, s-ar putea partenerul să o aleagă pe ea. Partenerul își dorește foarte multă atenție, își dorește o persoană matură care să îl conducă. Cât ați acceptat, de exemplu, diferențe? Nu știu, soțul meu e cu 8 ani mai mic. Din experiență, relațiile în care femeia este mai în vârstă nu sunt atât de funcționale ca cele în care bărbatul este mai în vârstă. Poate pentru că doamnele sunt mai perseverente, mai dedicate familiei și accentul este pus mai mult pe latura afectivă. Pe când bărbatul, dacă este mai tânăr, atunci când apar crizele, de obicei dă bir cu fugiții. Regula de bază pentru o relație armonioasă în orice cuplu este ca partenerii să se cunoască pe ei înșiși, să țină cont de dorințele și nevoile celuilalt și să se ocupe de satisfacerea lor. Cred că e în regulă atâta vreme cât există iubire. Love is more important. Yes, exactly. More than the AIDS. Știi, iubirea nu are granițe, se spune, fiindcă sufletul rămâne tânăr tot timpul. Să nu fim sceptici, există relații foarte frumoase, relații de lungă durată, între parteneri în care diferența de vârstă este foarte mare. Nu trebuie să fie un impediment atunci când simți iubire față de cineva. În trecut, statisticile relaționale arătau că oamenii își alegeau parteneri relativ apropiați ca vârstă, o diferență de 3-5 ani cel mult fiind acceptată în societate. Stereotipiile s-au schimbat în ultimele decenii, iar oamenii au devenit deschiși la noi încercări, așa că sunt multe situații în care ne implicăm în relații cu parteneri mai tineri sau mai în vârstă.